Ok, este 7:30, duminică, 15 februarie, prea devreme de dimineața și ne pregătim să plecăm spre Los Angeles, unde se desfășoară premiile Oscar săptămâna aceasta și este the place to be. Dacă nu ești în LA în această perioadă, înseamnă că nu existi. Cu emoții 1000 la purtător și cu visuri mărețe, Julia Nachmani își propune ca numele ei să devină cunoscut chiar și în cetatea filmului. Își va lansa în 2015 un nou film în care plănuiește să joace tocmai cu frumușelul Chris Pine. Pentru Julia, prima săptămână petrecută în America e loca, loca! And I'm crazy, but you like it. În Los Angeles, Julia a fost gazda echipei de paparazzi. Periplul a început în camera de hotel. Hai, uitați, ați ajuns aici la mine în camera de hotel, unde suntem în Beverly Hills. Este zona mea preferată și al multor vedete și staruri de aici, din Hollywood. Aici am dormit azi noapte, m-am trezit la 3 dimineața, nu am putut să dorm. Am puțin jet lag, da, am puțin jet lag. Și am comandat dimineața o omletă făcută doar din albușuri de ou, dar am mâncat doar un sfert pentru că n-am putut să mănânc cu legume. Începe operațiunea. Pornim în căutarea lui Brandon prin Beverly Hills. Știți voi la ce frumușel ne referim. Dacă vi se pare cunoscut, aici chiar s-a filmat casa principală din Beverly Hills 90210. A fost, recunosc, a fost serialul meu preferat și Jason Priestley a fost minunat. Colindăm în continuare Los Angelesul și ajungem tocmai la studiourile Paramount. Julia ne dă de înțeles că viitorul ei film are legătură cu aceste studiouri. Zărim și celebrul semn Hollywood. La ora prânzului, ceva dulce îi face cu ochiul Juliei. Ce facem? Am văzut pe drum Johnny's Cupcakes și scrie no sugar, no carbs, no fat. Hai să vedem. Nu mai pot de curiozitate. Hi. Yeah, so we saw here in Johnny's cupcakes, no sugar, no fat and no carbs. How's that? Your t-shirt. Oh yeah, it's a t-shirt. No sugar, no fat, no gum. And I was really looking forward to eat those. I know. La Los Angeles, actrițele de Hollywood slăbesc purtând tricouri și niciodată mergând la cofetărie. Absolut, absolut. Puteți să fiți convinși de chestia asta. Și ce ar fi Hollywoodul fără magazinele de firmă? Cel mai faimos bulevard de la Hollywood, din Los Angeles, de fapt, care se numește Rodeo Drive, este bulevardul faimos pentru... Care s-a filmat Pretty Woman, când au dat-o afară din toate magazinele, dar l-a arătat ea lor cine este... Cine este ea? Cine este ea? Trebuie să le spunem celor de acasă că venirea ta la Los Angeles, exact în săptămâna Oscarurilor, nu este întâmplătoare. Peste un an, doi, trei, Julia își propune... O nominalizare la Oscar. Este un lucru pe care normal că mi-l doresc extrem, extrem de mult, dar vreau să muncesc și să dovedesc proiect după proiect că merită să ajung acolo. Dacă îi va sta scris în stele, Julia ar putea dobândi cât de curând faima mult visată. Mi-a șoptit mie o păsărică că în următorul tău proiect se vor derula niște scene de amor, fie cu Chris Pine, fie cu Pierce Brosnan. Cine să fie? Aș spune Chris Pine este mai apropiat de vârsta mea și cred că ar funcționa din punct de vedere strategie de marketing mai mult. American Woman. Peste doar două zile, Julia va participa pentru prima dată la premiile Oscar. Duminică, seara, în loc Oscarurile, Julia va fi prezentă la una dintre aceste petreceri. Cu ce te îmbraci? O să mă îmbrac cu o rochie frumoasă. Vor fi foarte multe persoane importante și mă bucur să fiu și eu printre ele. Paparazzi.